vreau să vorbesc mult din asta. O decizie care au luat, oricum nu pot să fac nimic. Cred că prea mult, dar asta e. Crezi că ce a apărut în presă și declarațiile oficialilor de la Vaslui au influențat cumva decizia comisiei? Eu cred că tot a influențat, nu numai ce a apărut de la Vaslui. Ce a apărut și după mea, ce au vorbit presă de România. Dar asta e, cum am zis, nu vreau să vorbesc mult, a fost un pic exagerat, cred eu, dar asta e. Măcar îți pui speranțele că după un recurs poate se mai diminuează pedeapsa? Da, cred că da, cred că normal că o să speranța e ultima care pot să moară. Dar va fi greu, dar oricum, nouă etapă, mie mi se pare prea mult. Da, crezi că la pedeapsă au contat și accidentările anterioare pe care le-a provocat, au mai fost și altele întregi? A fost alta și ne-a dat, nu doar mine, a fost alta și ne-a dat altă echipă care au rupt și piciorul și au luat 8 etapă. Și eu, că nu am rupt niciun picior, am luat 9. Nu pot să schimb, pentru că așa sunt eu și nu am vrut să robesc. Dacă vroiam să robesc, dacă vroiam să rup capsul din asta, și eu plecam din fotbal. Ai vorbit cu Milano? Da, am vorbit și după meci cu el. Era în Bulgaria, era ok, am vorbit cu el și asta e. Era foarte supărat, am văzut declarațiile. Nu era foarte supărat, am vorbit cu el, am vorbit chiar bine cu el. M-a zis, păcatul ăsta se întâmplă a fost, putea să fii tu acolo, să fiu eu să te rup gură ție. Dar, din păcat, pentru el a fost invers. Asta e. Spunea că nu accepte banii tăi și că își facă pierdere. Da, am zis eu că plătesc tot, mi-a zis că nu vrea, pentru că la foto, asta se întâmplă, e foto pentru bărbat, nu pentru femeie. Deci un apărător dur sau violent? Dur, da, dur, cum sunt și eu, apărător dur, da, violent niciodată. Cei de la Vaslui au înaintat inclusiv varianta de a te acționa în judecată pentru... Cum da, nu mă interesează la ce vorbesc aia de la voi. Mă interesează ce am făcut eu, ce mă gândesc eu. Cea mai importantă, ce mă gândesc eu. Nu mă interesează ce gândesc ei de la Vaslui sau ce zice la televizor. Cea mai importantă, ce mă gândesc eu. Va fi greu să stai departe atât de mult timp de teren? Foarte, foarte greu. De la 18 ani nu am stat mai mult, 2-3 meci. Să stai nou, va fi foarte greu. Dar o să trec pe asta și când revină, să revină și în port. Și ce faci? Rămâi în România? Pleci în Portugalia în perioada asta? O să plec și eu în Portugalia, să stau câteva zile liniștit și după aia mă întorc și o să revin. Cum meci-o cu oțelul? Cum vezi lucrurile fără? Va fi un meci foarte grea, pentru că oțelul e o echipă foarte bună. Și o să vedem ce putem să facem, dar noi și noi suntem echipă bună și putem să câștigăm cu oricine. Foarte mulți accidentați acum și absenți. Da, din păcat, dar oricum, aia care au rămas sunt și ei buni și putem să câștigăm cu oricare echipă. Ok. Ce mai vreau să-i